Bună dimineața, dragilor! Bună dimineața! Astăzi este Ziua Mondială a Pescuitului și eu am alături un pescar amator, dar un pescar cu o pasiune foarte veche, pe maestrul Arșinel. Bună dimineața, maestre! Bună dimineața și salut tot pamon și le doresc fir întins. Nu știu cum s-a nimerit că m-ați găsit la pescuit astăzi aici, la Fundulea. Fundulea, da? Da, da, da. Fundulea, șeful crescătorii m-a invitat la un pescuit, fiind vorba de Ziua Internațională a Pescuitului. Și am ciugulit ceva pentru o plachie și un borș de pește. Veche pasiune. Veche și frumoasă. Și frumoasă. Pescuitul îți dă o stare bună. Este și recomandat, mai ales de doctorii cardiologi, totdeauna, de câte ori ajung, și în ultimul timp cam ajung, îmi spune, dacă vrei să te liniștești, să-ți regăsești un echilibru, du-te la pescuit. Și uite așa, e drept că am așteptat Ziua Pescuitului Internațional și mă simt foarte bine lângă tine aici. Vă mulțumesc din suflet că sunteți aici. Spuneți-mi, când ați fost ultima oară la pescuit? Nu astăzi. Astăzi v-am prins aici. Cred că ultima dată la pescuit am fost în America. În America? În America. Am fost cu Stella undeva lângă Chicago la un pescuit de somon. Și a fost o chestie extraordinară. Stella era siderată pentru că râul respectiv fierbea. Efectiv fierbea. Somonii urcau pentru ca să-și depună icrele. Ce mi-a plăcut? Disciplina americană. N-aveai voie să prinzi pe o autorizație decât doi somoni pe zi, care erau între 6 și 12 kg. Erau pești adevărați. Și n-aveai voie să-l prinzi decât de gură. Se dădea la șfichiuit așa și el punea gura la dacă, muscă. Dacă nu-l prindeați de gură, trebuia să-l aruncați? Aruncată înapoi. Iar în spate erau băieții cu binoclurile, cu toate astea, și imediat venea, sir, și știai că, no, just moment, no. Și îl aruncai înapoi. Maestre. Atunci am fost ultima dată și ce am remarcat e că românii din zonă erau plini de icre, mulți aruncau icrele sau mulți nu știau ce să facă cu ele. Și cineva la care stăteam avea un frigider plin cu icre de somon. Și atunci le-am arătat ce trebuie să facă, cum să-i amestece cu puțină sare, cum să-i pună, că zice, au coaja, au pielița aia foarte tare și nu sunt buni. Păi, trebuie frecați cu sare, trebuie lăsați așa într-o zeamă de sare, după aia așa și țin minte că am venit cu o valiză plină de icre de Manciurea. Am fost boier atunci. Cred, da. Mi-aduc aminte că am citit undeva un articol în care spuneați despre o amintire de-a dumneavoastră pescărească, când mergeați cu prietenii și n-ați tras frâna de mână la mașină. Eram cu Moculescu și cu Jivcovici, un balerin de la noi, era cel mai mare pescar al nostru. Și mi-au dat o întâlnire undeva la o baltă, unde eu urma să ajung în dimineața aia, venind de undeva, dintr-o deplasare. Și ei ziceau, nu o să ajungi, nu o să ne găsești. Și balta era undeva în vale și eu am coborât cu frâna trasă de mână, cu motorul stins, până în spatele lor și acolo am claxonat odată. Da, a venit domnul Fugari. A coborât, mi-am scos sculele, le-am pus pe malul gârlei, dar am uitat să trag frâna de mână, să că eu o scosesem din viteză. Și ei stăteau, cred că de vreo câteva ore, nu prindeau nimica. Și eu la jumătate de oră tot scoteam câte un pește și făceam și mai scoteam câte un cred că Moculescu mi-a și tras una, mi-a zis una printre dinți așa. Și la un moment dat aud un
mașina și-a dat drumul spre lac și trecea aproape de Moculescu și de Zivkovici. Și eu strig, lasă, știu, ai mai prins unul, nu! Și până să vadă mașina, a intrat jumătate în lac. A fost un chin, am încercat cu mașinele lor să o scot, n-am putut. Până la urmă am scos-o cu o pereche de boi, care treceau pe acolo, un car cu boi. Și am agățat-o cu o frânghie de acolo și am scos mașina. Și am zis că aia e cea mai mare captură. Cea mai mare captură. Da. Vă împărtășesc, băieții, pasiunea? Mergeați cu ei la pescuit? Da. Da, și mai rar în ultimul timp. Eu am, de fapt, o casă, am luat o casă chiar la Crevedia, pe malul lacului de la Buftea. Nu prea mai au timp, au multe de muncit, multe de alergat, dar amândoi au scule de pescuit, se mai adună și ei din când în când și se duc la câte un pescuit. Da. O activitate relaxantă. Cu soția extrem. Vă duceați? Nu. Marlena nu mergea. Ea aștepta, ea săraca, când venea și mă vedea cu pește, zice, iar ai adus pește. Îți dai să ai un sfert de zi să iei, să cureți, să-i aranjezi, să-i... Păi, da. Nu spunea niciodată nimic. Era și este o fată extraordinară. Pentru unii pasiuni, pentru alții chin în bucătărie, așa nu? Așa era. Lui Stella îi plăcea. Lui Stella îi plăcea să pescuiască, că mai mergeam la un pescuit, mai primeam niște pește pe litoral și eu ajungeam, stăteam cu puiul la un uischi pe terase, iar ea jos curăța pește. Și a doua zi mâncam câte o plachie, face, uite, Doamne, făcea o plachie extraordinară. Tăia vreo 3 kg de ceapă, înțelegi, o punea deoparte, avea peștele prăjit ușor în ceapă aia cu sos de roșii, deasupra băga la cuptor. O nenorocire! Vă plăcea să-l gătiți? Adică de prins vă trebuie. Eu nu. Așa îmi place să-l gătesc, dar la mare Stella îl făcea, că nu se băga nimeni nu-l putea face atât de bun ca Stella, da, cu mămăricuță. Maestre, o zi superbă astăzi și mulțumesc. Eu vă doresc fir întins. Așa se zice. Așa, fir întins. Da. Fir întins. Mă întorc la voi în platou. Vă îmbrățișez. Mulțumim,